Peter Costea, candidat AUR la Parlamentul European, a fost prezent la Timișoara să-și expună obiectivele pentru alegerile din 9 iunie. Costea a mai candidat la europarlamentare independent în 2014 și în 2019 și spune că aceleași valori pe care le-a promovat atunci le reiterează și acum, în calitate de reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor. Sunt un om, așa cum spunea colegul meu mai dinainte, o persoană care prețuiește foarte mult valorile creștine, valorile tradiționale, valorile morale, iar platforma mea europarlamentară acum 5 ani a fost promovarea valorilor în spațiul public și în spațiul european, în Parlamentul European. Motoul campaniei mele electorale în 2019 a fost renașterea Europei, prin care înțelegeam și promovam noțiunea de renaștere a Europei prin valori creștine. Valorile creștine sunt foarte importante, familia este foarte importantă și știu că aici în Banat românii sunt foarte, foarte mult atașați de valorile creștine, valorile tradiționale. Legat de alegerile europarlamentare, Ciprian Titi Stoica, deputat AUR, a declarat că acestea nu primesc atenția cuvenită din partea celorlalte partide politice, fiind ignorate. Vedeți că jumătate din alegerile care vor avea loc pe 9 iunie, și anume cele europarlamentare, sunt aproape total ignorate, nu vedem dezbateri pe temele de interes european, suntem singurii care cu ajutorul celor care ne vor reprezenta în Parlamentul European și care sunt pe lista Alianței pentru Unirea Românilor, Alianței AUR, venim în comunități și le prezentăm și viziunea noastră asupra viitorului Europei, aproape la fel, dacă nu chiar mai mult, mai importantă, mă iertați, decât dezbaterile de pe temele locale. Pe plan local, Ciprian Titi Stoica a precizat că AUR este singura alternativă la Alianța PSD-PNL și la Alianța Timișoara Unită.